Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Am gătat, am scos ramile, tot ce goge am putut. Uite, la Mări o atacă dorup. Vai, șamar! Ce am fi făcut noi afară? Ce să fie fost, da, afară, vai, șamar! Aici numai cât am deschis ușa și ele au venit. La stupii ai de jos, la toți am pus câte un ram sus. Încă tot am umplut și șifonierile și tot. Și am pus la astea la care le-am umplut până nu trag. Am rame și rame. Le-am umplut după diafragmă. Albina Hoață a venit automat, că de-aia nici n-am mai reușit să filmez, că Iucea, numai Iucea am închis lădurile. Se vede un pic, dar nu-i bai nimic, că Iucea am făcut lucrarea, să spun așa. Ei, veci, m-a strâns cum trebuie acum. Acum măi ai slăbuț, măi cu aia mă distrez. La etari, absolut nu mai am ce să fac. E fain cald. Uite, caută tot ce crepăturile să se bage ca să fure mierea când o să-mi țin ramile. Asta se face când îi ploaie și când îi mai frig. Și asta numai... Noi am luat de dimineață, cum se spun, cu lucru. Numai... Totuși am avut mult stup. Uite. Caută să se baje, plânge, goge, poace. Acolo. Ale de luntru iasă afară. Mașa nu pot să se baje, dar le sunt la sât. Le sunt la sât. Și aici, aici am făcut ceva numai. Îi baiu că prea aici, ia să-i duce afară numai să-și bagă, uite. Trebuie un măreț ce mai ca lumea. Acolo trebuie să fac eu ceva iar de ieșit. Mă n-am mai avut vreme. Așa. E destul. Trai aici. Aici ele sunt. Și vreau cu nemiluita să iasă. E gata? Da, acum să-mi las mănușile. Mai ies anunță. Tu mereu ți-a... Mă nu se pot băga pe-acolo. Nu. Bun.
Na, Mării cu asta am gătat lucrările. Libă să închidem ușa. Trizeci de grade. Afară. Afară și înăuntru e 36. Păi de-aia am asudat așa tare. Și aici așa ce faci, Măricu? Le sui în cotar. Sau ți le pun aici, pune. Să ai de gunoi. Pune. Ia uite, tot uite și pe aici, așa, uite. Hop. Eu nu știu, Mării, ai cu stupinile și ies afară. Nu știu, cum fac ei să nu-i atace? Să nu-i atace? Da. Că uite, când deschis lada deloc da. Coațele. Da. Păi știi ce? N-am mai vrut să ducem ramurile înăuntru și atunci mâine de dimineață să le punem. Așa le-am pus acum, fiindcă îs și gata, am rezolvat treaba. Acum și că a venit vreo hoață, ce să-i fac? Măi, la numărul pașul 1, dragii mei, stupari, nici acum nu s-o prins matca. Și acum să mut unul de-ai de jos, iară de aia mai am vreo doi. Și dacă nu-l salvez nici acum, l-am scos afară și l-am rezolvat. Îndă seară, am venit să rezolvăm și cazul numărului 41. Cum am lucrat o țără, mă uit prejos. Bine, este Ioncăniția. Da, așa. Bun, așa e când se lucră, nu-i problem. Nu-i. Și mergem acum la aștia care am spus că îs. Aici avem unu, aici avem doi, trei. Hai să văd aici care e mai fain. E, acum stai bine venit aici. Să-i caut matca. Să vezi o matcă destul de bună. Acum stau pun cu tot. Iată matcă.
așa ceva. Da, dragii mei, stupari, iată cum se întorc stupul ăsta. Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Duce în sub, că poate trebuie la altul. S-a mai dus. Da, dragii mei stupari, m-am făcut lucru în zadar. De căutat am căutat, da, de-am căutat tot. Și acum vă arăt care-i treaba. Așa ceva, mai adic, dar matcă bună i-am pus, o romărit-o și pe asta. Acum fii cu minte și fă treaba. Uite ce, dragii mei stupari, ăsta atâta o slăbit săracul de potop, am lăsat pe 3 rame și ia ca a ieșit matca. Aici e matca. Dacă ziceți, dragii mei, să văd la macro, să văd oaua, tot. Mă facem ea așa, asta nu bași în plașă. Nu bași în plașă. Până mâine să se muce pe ramile astea, dacă iar le-am și stropit cu apă. Până-i zău, acum mai sară, ce știu eu ce să fac cu el. Dar tahat nu-l atac. Mâine musai să-l caut și să văd când îi zaua ca să nu omor matca și să o mut cum trebuie aici la Urginiș. Bun, așa ceva, cum a trecut ea matca de dâncoa și a făcut faguri, uite, și nu a stat aici. Ia că, dragii mei, stupari, te alt năcaz. M-am apucat să spăl prăjiu și când acolo un buș de albine, totdeauna un bușul de albine e și matca.
Asta e matca yoghingesc. Dai. Cum am scuturat ramile. Acum să vedem acum mult. Acum mâine o văd când caut, dar e a lor asta. Cu cușca am pus-o. Poate să fie trecut aici de dincolo. Nimic. O las aici și gata. Din necaz, din necaz. Uf. Poate să fie și altă matcă cum am lucrat astăzi. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!